Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raeder Afac și secretarul de stat în Ministerul Sănătății Nelu Tătaru au susținut o declarație de presă la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Oficialii au anunțat că în România se confirmă două noi cazuri de infectare cu coronavirus, un bărbat internat la Cluj-Napoca și o femeie internată la Timișoara. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani din Baia Mare și de o femeie de 38 de ani din Timișoara. Potrivit declarației lui Raed Arafat, bărbatul din Maramureș a intrat în țară în 25 februarie. Pentru că avea febră, în aceea zi s-a prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiu. Ulterior a fost transferat la Cluj. Autoritățile spun că acesta ar fi fost într-o zonă care nu era în carantină, respectiv Udine. Rezultatele analizelor au fost date astăzi. Femeia din Timișoara a fost în Italia la Bergamo, în 17 februarie, pentru o zi. Zece zile mai târziu s-a confirmat faptul că aceasta este pozitivă la coronavirus în urma probelor prelevate și analizate. Deocamdată în România sunt confirmate trei cazuri de coronavirus. Cetățenii bolnavi provin din Gorj, Maramureș și Timiș. Acum, autoritățile trebuie să identifice toate persoanele cu care au intrat în contact ultimii doi. Ciudat este faptul că Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a dat în permanență asigurări că în județul nostru nu există vreun pacient suspect sau care să fie bolnav cu COVID-19. În această dupamiază, CJSU Maramureș a organizat o conferință de presă, dar la care jurnaliștii nu au putut pune întrebări. A fost anunțată la ora 17 și 15 minute, iar autoritățile județului au considerat că presa centrală este mult mai importantă. Dovadă este și faptul că ora nu a fost respectată și a început conferința de presă mai repede cu 10 minute. Chiar și în acele minute, jurnaliștii nu au putut adresa întrebări nici prefectului Nicolae Silviu Ungur și nici șefului DSP Maramureș și Pop, fiind furnizate informații foarte puține și care de fapt erau cunoscute. Ne-ar fi interesat să știm cu câte persoane a intrat în contact băimăreanul infectat cu coronavirus, de ce a fost tratat cu indiferență la spital, știut fiind faptul că vine din Italia și ce măsuri vor fi luate împotriva celor care au gestionat defectos cazul și nu au anunțat autoritățile responsabile despre bolnavul tratat în spital. Vom reveni cu amănunte despre acest caz.